despre 30 de persoane care vor veni, mare parte dintre ele care sunt alături de noi, vor veni aici pe scenă și vor primi trofeele de excelență, dar și caricaturi semnate Ștefan Popa Popaz. Anul acesta, la Gala Premiilor de Excelență, s-au premiat profesori care au avut rezultate deosebite. Între ei s-a remarcat Manuela Praja, cea care în 2013 a primit titlul de profesorul anului din partea Societății de Științe Matematice din România pentru merite excepționale în pregătirea elevilor la matematică și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activităților matematice. Este o mare bucurie și o onoare pentru mine să-mi fie recunoscut și apreciată munca, nu în țară, nu în străinătate, ci acasă, la noi acasă. Și este o împlinire și un stimulent pentru viitor. Cunoscuta sportivă Lena Sterea, cea care a adus numele județului mehedienții dincolo de granițe, a fost și ea premiată. Este cea mai bună judoka din lume la veterani, iar în toamna acestui an a reușit să mai adauge la palmaresul de invidiat cel de-al cincilea titlu consecutiv de campioană mondială. Cred că poziția mea aici, nominalizarea mea aici în această seară, se datorează nu unui an de muncă, ci a unor 10 de ani de muncă. Și e frumos să știi că ești apreciat acasă. Și antrenorul emerit Marin Dobrescu de la Clubul Sportiv Drobeta Turnu Severin a fost premiat. Vreau să mulțumesc pentru că eu lucru este un an de bun și pentru că sportul, iată, prin această gală, iasă în relief mai mult decât altă dată. La capitolul Oameni de Știință, premiul de excelență l-a primit academicianul Dan Bălteanu, doctor în geografie și cercetător științific. A susținut cursuri la universități din Israel, Austria și Italia și a publicat diferite lucrări științifice. Mă onorează acest premiu, sigur, este un premiu pe care îl apreciez prin rădăcinile mele, prin obârșile mele în această localitate pe care eu de fiecare dată când sunt undeva în țară sau în străinătate o evoc indirect prin proiectarea podului de peste Dunăre al lui Apolodor din Damas. De aici trec la Romanitate, la Turnul Severin, fără să mărturisesc că sunt de aici. Gala premiilor de excelență a fost presărată de momente artistice. Conducerea primăriei severinene și consilierii locale au adus cuvinte de apreciere pentru cei care reprezintă orașul și județul la cele mai înalte nivele. Avem severineni care ne fac cinste și onoare atât în țară cât și în străinătate. Noi ne mândrim cu domniile lor și chiar dacă nu vom reuși să ne ridicăm la înălțimea domnilor, măcar la înălțimea așteptărilor, să fim și noi, sper din tot sufletul, de aici încolo și generațiile următoare să facă același lucru. Eu le mulțumesc tuturor severinilor și le doresc la mulți ani. Societatea românească trebuie să-și recunoască și să-și prețuiască valorile, să țină seama de cei care se remarcă în diferite domenii și să le promoveze activitatea și experiența. Avem datoria de a mulțumi public tuturor celor care oferă din înțelepciunea și experiența lor celor din jur. Astăzi, prin această gală, recunoaștem meritele celor care s-au implicat în diferite domenii ale societății. Le mulțumim pentru implicarea lor și îi felicităm pentru rezultatele obținute. Eu mă bucur că suntem la 6-a ediție a Galei Premiilor de Excelență. Mă bucur și de data asta cei care ne-au propus, ne-au adus 30 de nume care mai de care și o să-i vedeți că sunt toate excelențe. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că nu ne uităm nu numai oamenii locuitorii orașului și pe cei care ne fac cinste în țară și în străinătate. Le spunem bine au venit acasă, să le dea Dumnezeu sănătate și sper ca acest eveniment să se perpetueze pentru că am făcut dovada că Severinul și Mehedințul are valori. Premii de excelență au primit și Dan Zorilă, Ion și Angela Magheru, Mitea Măneanu, Nicolae Jinga și Stella Popescu.